În paralel cu acțiunea de strângere de fonduri pentru salvarea spitalului de copii lui Sturcanu din Timișoara, viceprimarul Timișoarei, Sorin Grindeanu, demarează și el o campanie în această direcție. Este vorba de strângerea de semnături pentru a determina guvernul României să contribuie din punct de vedere financiar pentru a salva unitatea sanitară. Vreau să splităm, să împărțim. Sunt două acțiuni diferite care trebuie să continue în același mod. Una este strângerea de fonduri, de care se va ocupa în continuare fundația făcută pe lângă spital și care face un lucru extraordinar. Și în al doilea rând, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, este o acțiune de strângere de semnături care înseamnă sensibilizarea, în primul rând, a timișorenilor și, în al doilea rând, sensibilizarea factorilor guvernamentali, pentru că este un proiect care nu ține doar de Timișoara sau de primăria Timișoara. Este un proiect care implică implicare guvernamentală. Directorul spitalului este mulțumit de această inițiativă, întrucât completează inițiativa sa de acum 6 luni, când a fost demarată campania de strângere de fonduri pentru construirea corpului de clădire unde vor funcționa 7 secții ale spitalului. Care strângerea de semnături vine ca un mare ajutor la campania pe care am lansat-o în urmă cu 6 luni de... Viceprimarul social-democrat Sorin Grindeanu este optimist în privința viitorului rezultat al acțiunii de strângere de semnături. Că ajutorul va veni. Timișoara a dovedit, și am dat exemple, a dovedit că prin acțiuni de acest tip, prin acțiuni civice, și am dat exemplu aeroportului, știți ce s-a întâmplat acolo, e exemplu filarmonicii, exemplu centurii Timișoarei. Un alt exemplu poate să fie spitalul de copii. Spitalul de copii este o nevoie pentru, nu doar pentru timișoreni, ci pentru toată zona. Este un spital clasificat gradul 1, este un spital aflat în momentul ăsta într-o situație extrem de dificilă. Implicarea guvernului este mai mult decât necesară, dar să știți că sunt foarte multe proiecte mai mult decât necesare în Timișoara. Sunt foarte multe proiecte care au nevoie de sprijin guvernamental. Ceea ce vrem noi, vă spuneam mai devreme, este să sensibilizăm și opinia publică, dincolo de tot ceea ce înseamnă implicare politică. N-are nicio legătură cu acest lucru. După mai bine de jumătate de an de la demararea campaniei, s-au strâns în jur de 20.000 de euro, din cei 7 milioane de euro necesari numai pentru construirea clădirii.